Velux. Ah, și numai la Andaua ai și după aia merg la Velux? Da. Opa, e bine, Ovidiu. Da, bine, pe naiba. De ce? Stai să vezi cât aștept eu acolo. La Velux nu te încarcă până la 11, că așa ai mers acolo. 100%. Apoi mai hodini și eu. Păi te duce în birou și după aia spune ăla că trebuie să mai aștept și vine la tine. Și apoi poți să te și culci, dormi 2 ore. Că vine el, știi? Am văzut că să-l trag în rampă, că eu îi simt eu când mă încarc. Normal. Dar așa acolo la Rodo când intri, tragi pe dreapta și vezi că este un birou în capătul clădirii. Să vezi din camion, o ușă. Da. Și te bagi acolo și te amelde și îți pune și rampă. A, și la rampă te duci înăuntru sau te încarcă ei la rampă? Nu te duci, stai în camion, nu ai voie înăuntru. Și apoi hârtiile iei tot din birou după aia sau? Când ai terminat, trebuie să fii atent, că câteodată îți spune că ai terminat, câteodată nu îți spune. Simți când ridică rampa sau ceva, știi? Da, da. Și îl tragi în față, închizi și te duci tot acolo în birou de unde ai fost. Să te amelde și îți dai hârtiile. Și apoi îmi dă hârtii duble, nu? Hârtiile și apoi ăștia când ne-i suni, îi spune că pe plat zvai acolo, sap. Și hârtiile tăte le dai în birou și este o hârtie în față cu clemă. E. Da. Aia eu dai lua la sau ștampile să semneze și eu duci lor în luhoș. A, numai aia. Prima, nu? Aia care-i prinsă cu clemă. Aha. Uh-huh. Acolo în birou îți dă două de alea la fel. Una o semnezi tu și o leși acolo la ei. Și una pentru... Și una ți-i cu tăte hârtii. Și una pentru... Pe care-i cu crem. O dai la ăștia. Tu disfaci la plațul 2, disfaci remorca frumos ca ei să discarce. Te... Ai decuplat și pleci. Leși hârtiile la ăștia. Aia ți-o ștampilează și ți-o semnează. Și o dai rugos. Și gata. De eventual de ceva, mă mai sunt de acolo, știi? Nu e nicio problemă. Lasă că te mai sunt dacă e ceva, că eu n-am fost niciodată la Roto, știi? Uh-huh. Da, dar tu când vezi că mergi acolo și vezi undeva, vezi un material de construcție, MAF, scrie pe el. Imediat cum ai trecut de ăla, îți dă intrarea la Roto. Uh-huh. Eu prima dată când m-am dus, eu mai încolo, m-am băgat prin niște cotroane, am crezut că nu mai ies. Încă era în camionul ăsta, al polacului, celălalt tu. Da, da. Și ăla mi-a zis, nu, ies înapoi în stradă și prima la dreapta. Știi? Și acolo la Vorta Main, tot așa, ieși de pe autostradă, de 469 sau nu știu cât mai e de ăla, cobori într-un sens și acolo imediat îl vezi în stânga ta. Tot așa, te bagi acolo sau stai în stradă și te duci acolo la birou la X, te amelzi din magazin. Da, da. Cum intri, nu faci stânga după drum, ții tot în față. Știi? Intri la ei în curte cu stânga și treci normal acolo cu cundele, le servești în stânga și tu cu varea în nami faci în față. Și în urmă ieși tot așa, în dreapta și ieși înapoi în față. E simplu acolo. Nu știu la ăsta cum ăla e. La aici n-am mai fost niciodată, dar m-am uitat pe hartă, arată bine, știi? Apoi, să vedem când ajung acolo. Cum ai zis că se cheamă, că mă ușor alea, că mă... Loghnes. GmbH, e ceva Baustoffe. Loghnes. Bagă Loghnes, Minkelstadt, și apoi îți dă pe hartă, imediat. Da, bine, dacă așa mă spun, da? Da, dragule. Da. Dar merg bine, n-ai avut problemă. Nu, am venit bine, numai 70 de km de național, dar pe ce dracu să-i faci? E bun. E bun drumul de ăla. Mai am 18-19 km. Până ajungi, da, și apoi... Păi la 7 am văzut că scrie că deschide, apoi
Dacă deschide la 7 ajung numai bine, că e 6:30, eu mai am 19 km. E perfect. Știi? Mi-am dat drumul la ăsta pe telefon, la GPS, tot sără navigațion, că n-am mai fost niciodată, știi? Ai rămas fără semnalul, Ovidiule. Omul ăsta e de belele, mă, cu semnalul. Totdeauna rămâne fără semnal. Mă, prin păduricile astea, fain, dar mă duc prea încet. La 7 am văzut că deschide. Măi, numai bine ajung. Mai am o descărcare la Vört. Vört am Main. Și pe aia mă duc și încarc Roto. Mai prin pădure mă ducem, mă, omule. Frumos prin pădure. Ai, ce-mi place, mi-amintesc de copilărie. Fai. Îmi plăcea foarte mult prin pădure. Foarte, foarte mult. Decât să vezi zone industriale și mașini și elicoptere și avioane și mama smeule. Natura e mai frumoasă de 1000 de ori. Pădurea e viața mea. La bătrânețe vreau să mă retrag undeva în pădure. Deci nervos eu ăsta, nu are răbdare. Nu e mai tare, nu mă poduce nici eu, că mi-e frică de radare. Nu cunosc zona, n-am mai fost pe aici deloc. Și nu mă joc că imediat mă blițează. Pac, pac. Înțelegeți? Tam 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 tam. Mai am 5 km până la Minkelstadt. Minkel. Cum la noi în sat este un deal. Îi spune Minkel. Ăsta e Minkelstadt. Minkel, Minkel. Mami, 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 dă-mi guriță dulce. O, încet. Hopa, încet. Of, 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 of. Ce curbițe șmecherii. Te tot băgam în curul meu și te uitam în față că nu poți depăși. Adică poți, dacă treaba ta. Eu te sfătuiesc să stai în spatele meu. Prin curbele astea. N-au răbdare deloc. Cei mici cu turismele. Deloc, mă. S-ar sui peste tine numai să ajungă în față.
Ce, o sticlă de plastic. Puf, spate-o cineva din mașină, probabil. Ui, că mai e un coleg, urcă la deal. Dă-i la deal, dă-i la deal, prietene. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta. Frumoasă natura, frumos tot. Nu pe aici o plouat, la mine nu ploua deloc. Nu vine 280 de km de la mine până aici. Dar nici cald nu a fost, era bătut vântul, sâmbătă o plouat. Ieri nu a plouat, a bătut vântul. Urât. De la 25 de grade, 26 dintr-o dată la 13-14 grade. Nici trandafirii nu mai cresc, să o filesc de la timpul ăsta nebun. Stai, nu dau de vreun indicator, interzis camion, interzis nu știu ce, să mă facă să o colez iară. Deci interzis la stânga. Facem stânga. Trebuie să găsim noi firma, dar nu știu unde. Uite-o, ai. Uite-o. Loch Ness. Unde e intrarea, mă? Stai. Einfahrt 100 meter links. Futut. Aici va fi. Bridge. Uliu. Aici, mă, aici intră înăuntru. Chiar acum vin 1000 de mașini, mă. Doamne, că n-am putut eu să apăs pedala asta. Hai să văd eu, mă. Păi bine, aici e intrare. Mă trag eu un pic undeva mai... Așa. Vine cineva să aibă loc. Și deocamdată nu știu, deocamdată îi deschis, îi închis. Abar nu. Nici un orar aici, nimic. Mă duc eu la birou să întreb, dar apoi trebuie să-mi iau masca. Nu știu, acum vin mai mulți oameni. Bun, vă las. Mă duc la birou. Prieteni.
Am gătat de descărcat. Ieșim afară și plecăm. Mai am o descărcare la Viorca Main, 30 de kilometri. Oameni bune! Perfect! Vă las, dragilor! Vă pup, fanii mei de pe YouTube!